Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumesc pentru că ați venit, ați dat curs invitației noastre. În ședința de astăzi a Guvernului a fost aprobată o hotărâre de guvern care are drept scop reglementarea exhaustivă a procesului de autorizare a recoltării masei lemnoase din cadrul fondului forestier și a vegetației forestiere din afara fondului forestier. Legea regnului vegetal a intrat în vigoare în 2008 și este un act normativ relativ învechit și necesită a fi ajustat la condițiile sociale și administrative actuale într-o îmbunătățire a anumitor procese. Azi, prin aprobarea modificărilor propuse, se urmărește aprobarea de norme și proceduri noi cu privire la procesul de autorizare a tăierii vegetației forestiere în fondul forestier și în afara fondului forestier. În lege nu erau exhaustiv reglementate categoriile de terenuri acoperite cu vegetație forestieră și apartenența acestora, nu reglementa o procedură simplificată de obținere a dreptului de a efectua lucrări silvotehnice asupra vegetației forestiere în situații de criză sau pentru lucrări de toaletare, curățire, cu alte cuvinte, a vegetației forestiere de pe terenurile spațiilor verzi. Există necesitatea de a institui o procedură transparentă și clară a procesului de autorizare a tăierilor care să acopere procedural toate situațiile posibile legate de gestionarea vegetației forestiere, astfel încât toate lucrările necesare de a fi efectuate, să fie efectuate în timp și să nu fie tergiversate pe o perioadă îndelungată de timp, așa cum se întâmplă astăzi. De exemplu, obținerea unei autorizații de tăieri poate dura luni în șir, nu însă și procedura de autorizație, dar pregătirea și documentarea procesului și pregătirea tuturor actelor care sunt necesare astăzi. Respectiv, modificările realizate urmează să reglementeze exhaustiv procesul de autorizare a recoltării vegetației forestiere, dar și actelor necesare pentru obținerea autorizației pentru tăieri. Procedura simplificată prin includerea unui articol nou pune accent pe responsabilitatea beneficiarilor lucrărilor, astfel lucrările silvotehnice efectuate vor fi monitorizate, respectiv controlate de organele abilitate, care este Inspectoratul pentru Protecția Mediului, iar în cazul abuzului de către executorii sau beneficiarii procedurii simplificate, aceștia urmează să suporte consecințe conform legislației. Intervențiile care vor fi posibile în baza notificării se referă la arborii uscați sau în curs de uscare, rupți sau doborâți de vânt sau zăpadă, arbori solitari care nu fac parte dintr-o plantație proiectată de arbori sau arbori puternic afectați de boli și vătămători. Totuși, procedura de notificare reprezintă un mecanism care încorporează un set de proceduri care necesită a fi respectate pentru a exclude acțiunile de abuz și intervenții neregulamentare asupra vegetației forestiere și urmează a fi respectate, iar deciziile luate urmează a fi abordate sub răspunderea persoanelor cu funcții de răspundere. O latură care urmează a fi remediată este clarificarea aspectului de apartenență a terenurilor împădurite, ori la moment există o neclaritate cu privire la care situație este necesară autorizarea tăierilor pe terenurile proprietate privată și care tip de vegetație. În context, proiectul expres stabilește tipurile terenurilor cu vegetație forestieră, unde este necesară autorizația, astfel cum este reglementat în Codul Silvic, care obligă deținătorii de terenuri împădurite să le gestioneze conform normelor silvice. Pentru celelalte cazuri, nu va fi necesară autorizarea. Și acest lucru, în legea regnului vegetal, stabilește astăzi, va stabili mult mai clar. Totodată, prin lege se acordă dreptul și posibilitatea organului emitent, și anume Agenției de Mediu, de a efectua vizita de informare în teren, ceea ce până acum nu a fost reglementat expres. Astfel încât, în procesul de eliberare a autorizației, Agenția de Mediu să poată documenta cazurile pentru care se eliberează autorizațiile.
Astfel constatăm că prevederile normative adoptate vor avea un impact preponderent asupra gestionarilor Fondului Forestier de Stat, precum Agenția Mol-Silva și autoritățile administrației publice locale. Astfel, mecanismul de emitere a actelor permisive va fi pus în aplicare de către gestionarii patrimoniului public, respectiv este o garanție a gestionării eficiente a bunului statului. Modificările proiectului de lege a fost elaborată în urma evaluării exhaustive a situației a procedurilor de autorizare la momentul actual și a problemelor care au fost ridicate atât de autoritățile publice locale, cât inclusiv și de către societatea civilă și efectuate în urma controlelor Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Respectiv, toate aceste modificări aduc o claritate mult mai bună în vederea eliberării autorizațiilor pentru tăieri, în mod special cele din Fondul Forestier, dar și simplifică procedurile de tăieri prin introducerea unui instrument nou de notificare, care în mod special pe terenurile din afara Fondului Forestier, administrate în mod special de către autoritățile publice locale, administrația de stat a drumurilor sau căile ferate. La final, vreau să vorbesc pe scurt și despre proiectul ce ține de iazuri și bazinele acvatice, care a fost scos azi de pe ordinea de zi a ședinței de guvern, dar urmează să fie votat în următoarele ședințe guvernului. El a fost scos pentru a fi completat la solicitarea mai multor primari și îmbunătățit, dar importanța lui este una majoră și reieșind din faptul că pe parcursul la foarte, foarte mulți ani, autoritățile publice locale au semnalizat mai multe impedimente în modul de gestionare a bazinelor acvatice. Aceste impedimente au fost semnalizate inclusiv de către Agenția Apele Moldovei și inclusiv de societatea civilă. Impedimente care au fost create, de fapt, în urma inclusiv privatizării terenurilor sau distribuirei cotelor de terenuri către privați. Respectiv, vreau să menționez că în ultima perioadă, tot mai des, cum am spus, au fost semnalizată problema ce ține de determinarea apartenenței iazurilor în cadrul procesului de delimitare masivă a bunurilor proprietate publică realizat în cadrul proiectului înregistrare și evaluare funciară. Cum am menționat, problemele care de fapt au încezit timp de foarte mulți ani și erau semnalizate în mod individual, ele au ieșit mai bine în evidență în procesul de implementare a proiectului de înregistrare și evaluare funciară, unde crea dificultăți de determinare a dreptului de proprietate asupra bazinului acvatic. Ca și un exemplu, din experiența pe care o am, pot să vă dau că foarte multe bazine acvatice, de exemplu, sunt deținute, de fapt, administrate, mai bine zis, construcția hidrotehnică, barajul, este clar cine este proprietarul, dar terenul de sub ape și fâșia de protecție, proprietarul fiind autoritatea publică locală, îi se dădea în mod special prioritate deținătorului de baraj să administreze acel bazin acvatic, deși fără a încheia un acord sau un contract cu autoritatea publică locală și fără a obține autorizația pentru folosință specială a apei pentru administrarea acelui bazin acvatic, respectiv neplătind pentru acest și pentru arenda terenului de sub ape, nici pentru folosirea acestei ape,
și respectiv acel gestionar sau utilizator a bazinului acvatic nici nu și-a asumat responsabilitatea întreținerii bazinului acvatic. Deci doar îl exploata în scop de piscicultură, în mare parte, însă nu își asuma responsabilitatea de întreținere și nu achita plăți în acest sens, fapt care a dus în mare parte la degradarea bazinelor acvatice, la colmatarea lor și punând în pericol, creând de fapt mai multe riscuri de gestionare acestor bazine acvatice, în mod special în situații de precipitații abundente. Respectiv, modificările propuse la proiectul de lege, de fapt, clarifică dreptul de proprietate și de responsabilitate a gestionarilor de bazine acvatice. Pentru ca să eliminăm aceste riscuri și să punem responsabilitatea pe gestionarul bazinului acvatic și în mod special că bazinele acvatice nu sunt doar pentru a fi exploatate necondiționat, dar ele trebuie să fie întreținute ca absolut orice construcție artificială. Pentru ca să nu punem, în primul rând, pentru ca să oferim posibilitatea tuturor utilizatorilor de apă de a beneficia de apă, drept care este constatat și conferit prin legea apelor, fiindcă apa este resursă naturală administrată de către stat, și în același timp, pentru a elimina toate, cum am spus, riscurile eventuale de exemplu, de colmatare, de degradare a râurilor și de exemplu, surpare a barajelor acestor lacuri. Deci, deținătorul de lac trebuie, dacă exploatează acest lac, dacă are anumite beneficii în urma lui, trebuie să-și asume și responsabilitatea întreținerii lui. Și cu titlu informativ, vreau să vă comunic că în urma inventarierii din 2019 pe teritoriul Republicii Moldova sunt 6763 de lacuri de acumulare și iazuri și din numărul total de iazuri și lacuri de acumulare doar 707 iazuri și lacuri dispun de regulamente de exploatare, unde document absolut necesar care stipulează de facto modul de exploatare a acestor lacuri. În mare parte, regulamentele nu au fost elaborate de către deținători, preponderent din cauza, de fapt, lacunelor în legislație existente și invocând că, de fapt, deseori, invocând deținătorii de lacuri, invocând faptul că ei dețin doar barajul, nu și restul lacului. Acum aceste impedimente vor fi remediate și va fi mult mai clar, mai clară responsabilitatea deținătorilor de lacuri. În majoritatea, cum am spus, 80% din aceste iazuri și lacuri sunt atribuite în folosință persoanelor fizice sau juridice. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări. Da. Oksana Bodnar, Publica TV. În primul rând, precizarea despre primul proiect care ați prezentat. Dacă, ca să fie clar, pe scurt, înseamnă că acest mecanism de notificare oferă posibilitatea ca să fie tăiată mai multă masă lemnoasă prin procedură mai simplă. Dacă puteți să ne spuneți așa pe scurt, dacă asta ar înțelege. Da, de fapt, prin această notificare, nu, în urma curățirii arborilor, într-adevăr, poate apărea masă lemnoasă, să zicem așa, pe momentul respectiv, când face o igienizare, mai multă. Dar modificările s-au făcut cu scopul nu de a avea mai multă masă lemnoasă, dar pentru a înlătura impedimentele care sunt astăzi de curățirea arborilor. De exemplu, eu am văzut foarte mulți arbori și în Chișinău avem arbori uscați.
da, care stau cu ani în șir și ei pun în pericol de la fiecare vânt să se prăbușească și să distrugă bunuri sau, Doamne feri, într-adevăr să cadă peste un om și să fie cazuri letale. Sunt crengi uscate care trebuie să fie curățite, cum noi numim igienizarea arborilor. Deci, notificarea am introdus anume pentru acest scop, că astăzi, la momentul actual, pentru a face aceste lucrări, este necesară obținerea autorizației. Și obținerea autorizației asta presupune, înainte de asta, un pachet de documente, în primul rând obținerea certificatului fitosanitar, care este de obicei eliberat fie de spațiile verzi, da? De exemplu, în Chișinău, Asociația Spațiile Verzi, sau Institutul de Cercetări și Amenajări silvice, sau poate fi contractat, de exemplu, o întreprindere silvică care să facă acest proces. Și din cauza că numărul de angajați, de exemplu, de la ICAS este destul de limitat, da? Dar cererile pentru a face această inventariere sunt foarte, foarte mari, procesul însăși durează chiar și un an de zile. Din acest motiv, deja aprecierea deținătorului de teren, în principiu, o face singur și vede ce crengi trebuie să fie tăiate sau ce arbore uscat trebuie să fie tăiat și prin procedura asta de notificare, doar notifică organul că eu voi face acest lucru și în mod aleatoriu, de exemplu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului selectează, de exemplu, tipul de notificări unde merge ulterior în control și vede, într-adevăr, proprietarul e de bună credință și taie doar crengile uscate, arborii uscați și cei vătămați, sau face un abuz din cauza, deci stabilește anume chestia asta și dacă e un abuz va răspunde corespunzător. Mm-hmm. Astăzi, la începutul ședinței, doamna premier a vorbit despre mai multe deficiențe și probleme în procedura de repartizare a lemnelor și de faptul că nu este încă gata site-ul acesta lemne.md, a sugerat că să fie și mai repede făcut, că octombrie e prea târziu, totuși de ce au apărut aceste probleme și dacă dumneavoastră credeți că purtați responsabilitate pentru aceste probleme care au apărut? Erau probleme tehnice, în mare parte fiindcă, bun, erau anumite comunicări cu partenerii de dezvoltare care să acopere toate aceste cheltuieli, de fapt și pentru linia verde și pentru site, și este o chestie de, cum zic, de tergiversarea procesului din cauza anumitor proceduri tehnice a partenerilor de dezvoltare. Deci, dar, bine, este o informație. V-am spus, linia verde va fi lansată astăzi. Eu în comunicările pe care le-am avut cu întreprinderile silvice, da, deci eu am vizitat aproape toate întreprinderile silvice pe parcursul ultimilor două luni. Recent, în mod special informația pe care am obținut-o recent de la aceste întreprinderi, în mare parte situația în teritoriu s-a calmat. Masa lemnoasă este oferită pe măsura efectuării lucrărilor, pe măsura tăierilor și foarte des, deci din câte am comunicat cu întreprinderile cel puțin recent pe care le-am vizitat, săptămâna trecută am fost la 4 întreprinderi și la nivel local, imediat, de exemplu, când se pune în valoare, se taie parchetul și se oferă pentru comercializare, satele care se află în apropiere, de obicei care în mod uzual și anii precedenți cumpărau această masă lemnoasă de la aceste întreprinderi, ocolul silvic respectiv anunță satele respective și ei comercializează această masă lemnoasă. Comunicarea la nivel local ea este destul de bine stabilită. Dar pentru, într-adevăr, pentru zic așa, transparență și informarea publică generală este necesară sau pentru anumite întrebări care apar pe parcurs, e necesară această linie verde care va fi pusă la dispoziție și pentru transparență va fi acest site, într-adevăr, care are să ofere mai multe informații. Dar el va oferi informație, va fi un site informativ. Uh-huh.
Și pe scurt, vă rog frumos, despre această autorizație de mediu pentru uzina de la Râbnița. Da. A fost prelungită prin decizia CSE, dar sunt mai multe probleme acolo care au fost stabilite. În primul rând, dacă puteți să ne spuneți cum a fost posibil că totuși a fost făcut acest control, că totuși s-a stabilit aceste dificultăți sau probleme care sunt, dacă aveți siguranță că într-adevăr vor fi înlăturate, pentru condiția a fost că vor fi înlăturate, în schimb vor fi prelungite, și dacă nu vor fi într-o lună, și dacă atunci suntem gata să refuzăm prelungirea, care vor fi consecințe pentru altă parte înțelegerilor? Deci, controlul a fost posibil să fie efectuat pe acest lucru este discutat pe platforma biroului de reintegrare. Deci orice control în stânga ministrului pe care noi îl exercităm sau orice comunicare se face pe platforma biroului de reintegrare, bineînțeles, și lucrul ăsta se coordonează. Asta una la mână. Doi, într-adevăr au fost în urma controlului au fost identificate mai multe neconformități care au fost listate în procesul verbal la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în baza căruia au fost date refuz de obținerea autorizației ordinare de către Agenția de Mediu. Acum, dacă am certitudinea sau nu am certitudinea de că agentul economic va remedia aceste neconformități, el a latitudinea agentului economic și dacă nu înlătură neconformitățile, el nu va obține autorizația de mediu permanentă, nu permanentă, cea ordinară. Înseamnă că va fi prelungită în continuare câte o lună, deci chiar dacă are deficiențe. Nu putem spune că va fi prelungită sau nu. Prelungirea sau eliberarea acestei autorizații temporare, da, pentru o lună de zile în situația dată, chiar mai puțin până pe 30 septembrie, este partea unui proces de negociere mai amplu între autoritățile de la Chișinău și așa zisele autorități din stânga ministrului, pentru a obține inclusiv diferite facilități de care au nevoie cetățenii Republicii Moldova la momentul actual. De exemplu, prețul la curent electric, de exemplu, obținerea sau mobilitatea fermierilor din Dubăsari și așa mai departe. Deci asta este acum, autorizația asta temporară este o parte a procesului de negociere. Dar dacă agentul economic intenționează să activeze în mod permanent, el trebuie să obțină autorizație ordinară conform legilor de profil și legii 160 cu privire la autorizarea întreprinderilor. Dar ce probleme au fost acolo depistate și totuși cât de grave ele, dacă putem să cedăm locul acestor altor înțelegeri? Adică cât de grav? Eu acum nu le țin minte pe toate, pe din afară, asta una la mână, pot să vă listez doar unele care le-am reținut, asta e că, de exemplu, bun, în primul rând, asta este un control de informare care se efectuează în procesul de obținere a autorizației, nu este control tematic și în cadrul acestui control de informare se verifică dacă documentele depuse de către agentul economic corespund cu realitatea. Și din câte mi-aduc aminte, așa, din ce era scris în procesul verbal, ca exemplu, în registrul privind sursele de emisie nu au fost listate toate sursele, da? Sursele de poluare, să zic așa. Că înseamnă că, de exemplu, sunt mai multe surse de poluare decât cele de emisie în aer, decât cele care sunt listate. Sunt mai mulți poluanți decât cei care au fost listați. Deci registrul nu este complet. O altă neconformitate era că, da, au fost listate tipurile de deșeuri, dar nu a respectat prevederile legislației Republicii Moldova, legea cu privire la deșeuri, inclusiv registrul
deșeurilor, care stabilește, îi dă și codifică tipurile de deșeuri. Deci ele nu au fost conform legislației listate în registrul prezentat de agentul economic, conform tuturor prevederilor Republicii Moldova. Dar asta este foarte important, dat fiind faptul că legislația noastră este armonizată la legislația UE și transferul de deșeuri nu este făcut din capul nostru, da? Doar cum vrem noi, dar este parte a unui proces și hai zic așa, internațional. Și din acest motiv inclusiv categoriile de deșeuri, conform codurilor care sunt menționate, trebuie să fie uniformizate pe tot teritoriul pe unde circulă aceste deșeuri. De asta lucrurile astea sunt importante. Mihaela Tabarcea, ProTV. Doamna Cantarăgiu, ieri s-a anunțat ca CSI să mărească cantitatea de lemne pe care o poate cumpăra o gospodărie la prețul de anul trecut. Cum s-a luat această decizie, având în vedere că atunci când s-a anunțat acest program, secretarul de stat, domnul Udrea, vorbea despre un deficit de lemne la Moldsilva? Deci, de fapt, și domnul Udrea, în conferința de presă, când a spus, când a prezentat atunci, a zis că vor fi oferite posibilități de procurare a lemnelor în două tranșe. Deci și atunci se vorbea despre 5 metri steri, doar prima tranșă 3 metri steri și a doua tranșă 2 metri steri. Și acum a fost făcută o rectificare în decizia CSE, pentru ca ordinul, de fapt, pe care l-am semnat, unde prevede un plan de acțiuni a modului cum să fie gestionat oferirea posibilității de procurare de către populația mase lemnoase, stabilește perioada când să fie acordate acești 3 metri steri și 2 metri steri, dar vă zic că între timp și în urma vizitelor pe care le-am avut la întreprinderile silvice, spun, situația s-a mai calmat. Posibil că a fost anterior și o confuzie din partea populației că se considera că această masă lemnoasă va fi distribuită gratuit și foarte mulți s-au înregistrat pentru a obține această masă lemnoasă cu titlu gratuit, dar de fapt cu titlu gratuit nu se dă, ea se vinde. Deci se procură, fiindcă în principiu veniturile acumulate sunt în urma vânzării masei lemnoase, sunt foarte importante pentru ulterior, inclusiv activitățile de regenerare a pădurii, de plantări și respectiv de întreținerea întreprinderilor silvice. Se luptă cu intermediarii care vând cumva lemnul mai scump și cum? Agenții, deci noi vânzarea masei lemnoase către agenții economici am oprit-o din luna iulie. Ceea ce au agenții economici astăzi, ceea ce mai vând, este ceea ce au reușit să procure până în luna iulie, stocurile pe care le-au avut. Și mesajul, de exemplu, din câte am aflat, că zic că când se adresează la acești agenții economici, care încă îi mai găsim cu anunțuri, da, pe 3 de 9 sau, nu știu, pe calea Basarabiei, și, bineînțeles, din punct de vedere al marketingului, de ce zic, cumpărați acum că lemn nu mai este. La ei se termină stocurile. La întreprinderile silvice nu se termină stocurile. Deci ei execută lucrări permanente și lucrările mai intensiv le încep acum din septembrie și în mod ordinar ele vor fi executate până la sfârșit de martie. Deci și respectiv masa lemnoasă planificată, rămasă planificată pentru a doua jumătate a anului va fi tăiată în perioada septembrie-octombrie, da? Și decizia a fost anterior ca să începem tăierile anticipat a celor planificate în 2023 pentru primul semestru, să le începem a le efectua din luna noiembrie. Deci tăierile vor fi într-un fel permanente și va fi oferită posibilitatea populației de a procura această masă lemnoasă.
Și în privința autorizației, este justificată această sau aceste autorizații temporare? Totuși vorbim despre sănătatea oamenilor, mai ales de locuitorii care trăiesc acolo în zonă. Da, este adevărat, este foarte important, într-adevăr, respectarea tuturor rigorilor de protecție a mediului, fapt pentru care noi pledăm și fapt pe care noi, în general, îl exercităm controlul acesta prin intermediul Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Este foarte adevărat și sunt foarte multe probleme în Republica Moldova în acest sens, dar în situația actuală, deci întreprinderile, inclusiv din stânga Nistrului, zic, au poluat și până în prezent, timp de 30 de ani de zile. Timp de 30 de ani de zile niciodată nimeni n-a întrebat de autorizație de mediu. Deci au funcționat fără autorizație de mediu. Acum, noi venind la guvernare, am încercat și eu la minister, asta și am pus accent pe importanța autorizații de mediu și asta pentru toți agenții economici, pentru dacă vor să activeze, eu sunt foarte deschisă pentru toți agenții economici atâta timp cât se conformează cu rigorile de mediu. Și am ridicat importanța acestei autorizații și eu mă bucur pentru acest lucru, că astăzi se vorbește foarte mult despre autorizație de mediu, ceea ce va oferi într-adevăr posibilitatea ca să îndeplinim sau să realizăm acest deziderat că agenții economici trebuie să se conformeze rigorilor de mediu, însă cea eliberată pe termen scurt, cum am spus, este parte a unui compromis de moment care este necesar pentru a satisface necesitățile de moment a cetățenilor din Republica Moldova și întotdeauna într-un proces de negociere tu poți să pui pe, hai zic, pe pending, da, anumite alte necesități și să prioritizezi cele care sunt la momentul actual. În această dimineață a fost o ședință mai tensionată a guvernului. Vreau să vă întreb cum vedeți observațiile care au fost aduse în adresa dumneavoastră. Credeți că se clatină unele fotolii? Eu n-am nicio opinie în acest sens. Nu, sunt niște observații absolut normale din punctul meu de vedere. Este mulțumit premierul de activitatea miniștrilor care au fost vizați în această dimineață? Întrebarea asta cred că trebuie să o adresați doamnei premier. Da. Doamna Cântărăgiu, Nicolae Boico, TVR Moldova. Da. Doamna ministru, mai mulți activiști de mediu anterior au criticat dur, iată, această decizie de simplificare a procedurii de tăiere a copacilor. A spus că prin această hotărâre, de fapt, s-ar da undă verde, să spunem așa, gestionarilor fondului forestier, mai puțin onești, de a tăia abuziv, ilegal pădurile. Vreau să ne spuneți cum comentați aceste acuzații și dacă într-adevăr, nu știu, vedeți careva problemă în această decizie. Da. Pentru că, apropo, inspectorii de medii vor avea mai puține atribuții în procesul de autorizare a tăierilor. Nu. Nu este așa. Deci, în primul rând, procedura de notificare vizează nu fondul forestier, administrat de stat, deci nu pădurile, da, dar vizează preponderent cele terenurile cu vegetație forestieră. Adică nu peste tot, de exemplu, unde este un spațiu verde, unde este, nu știu, un arbore și mai departe, este fond forestier. Fondul forestier are un alt grad de protecție, care este administrat de către întreprinderile silvice, astăzi preponderent, și acolo e un alt regim și se păstrează preponderent modalitatea de autorizare care este clar stabilită, inclusiv de verificare de către
Agenția de Mediu în cazul dat, a cererilor de, de tăieri. Noi, de fapt, am și schimbat procedura de obținere a autorizațiilor de tăiere în fond forestier încă în această primăvară pentru a detalia mai clar unde se execută lucrările silvice în fondul forestier pentru ca inspectorii pentru protecția mediului să mai clar să poată verifica acest proces. Pentru situațiile din afara fondului forestier, în spațiile verzi, în mod special pe terenurile autorităților publice locale. Noi vedem, de exemplu, în ultima perioadă, din cauza ca un efect a schimbărilor climatice, se intensifică diferite fenomene, inclusiv aceste furtuni, da, sau ploi torențiale, care duc, într-adevăr, la prăbușirea de arbori, de crengi, care produc pagube, care, din păcate, produc și decese. Da? Și pentru a evita asemenea situații, respectiv oferim oportunitatea gestionarilor acestor spații verzi, gestionarilor acestor terenuri, inclusiv administrația de stat a drumurilor, că eu tot am văzut, de exemplu, foarte mulți arbori de-a lungul drumurilor uscați sau crengi uscate care stau atârnate deasupra drumurilor. Am cunoscut care spun s-a prăbușit creanga exact în fața lor și au avut noroc că aveau viteză mică și pentru a evita asemenea situații punem pe responsabilitatea gestionarilor acestor terenuri ca să facă lucrările astea de igienizare. Bineînțeles, pe noi ne interesează ca să nu fie abuzuri. Deci riscul este de abuz. Și pentru gestionarea acestui risc, asta și-am zis, modalitatea de a gestiona acest risc, asta e prin intensificarea controalelor care trebuie să exercitate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului a acestor notificări. Unde notificarea odată depusă la Agenția de Mediu, da, conform respectiv unui formular care va fi parte a regulamentului privind tăierile, Agenția de Mediu imediat informează Inspectoratul pentru Protecția Mediului despre primirea acestor notificări, care include informație ce fel de arbori, unde, pe ce stradă sau în ce locație e nemijlocit, cine este proprietarul terenului, vor fi igienizate, așa, curățate și inspectoratul în mod aleatoriu va face controle. Și dacă în cazul în care inspectoratul s-a produs un abuz acolo, va fi, bineînțeles, sancționat dur în acest sens. Și bineînțeles, și îndemn și societatea civilă și în general cetățenii când observă asemenea lucruri să le semnalizeze de fiecare dată, fiindcă în acest sens noi vom fi vigilenți și pentru mine personal tot este foarte important ca vegetația în general forestieră să existe și să existe multă ținând cont de presiunile ecologice pe care noi le exercităm. Dar, în același timp, trebuie să fim raționali și această vegetație forestieră să o gestionăm în așa mod ca ea să, tot să nu producă pagube. Doamna Cantarageu, și încă o întrebare, tot legate de tăierile de copaci. Vrem să știm dacă aveți o proporție pentru acest an, cât se va tăia și cât se va planta în țară. Deci, în mod ordinar, în hectare, da, în mod ordinar, în Republica Moldova, anual, conform, contabilizat. Deci, în fondul forestier administrat de stat, fiindcă există și cel care, da, neadministrat de stat, sau vegetația forestieră, de exemplu, sau spațiile verzi, astea noi nu le contabilizăm, da, și nu cunoaștem care este situația acolo. Dar în cel administrat de stat se taie între 500 și 550 de metri cubi de lemn. Da? Ceea ce iese undeva aproximativ la 700-750 de metri steri. Da?
În acest an, la fel, era planificat la 500 de metri cubi să fie tăiat, până în prezent a fost tăiat la 300 de metri cubi undeva. Deci știu că informația care am primit-o de la agenția Mulțilva la sfârșitul lunii august, încă conform lucrărilor planificate urma să mai fie tăiat încă 200 de mii de, de metri cubi și, cum am zis, în avans vom începe tăierile pentru anul viitor cu din noiembrie, care din cele planificate pe anul viitor în primul semestru, în acest an planificat se va reuși, se va tăia încă 150 de metri cubi. Dacă se va planta? De plantat, deci în acest an am reușit să alocăm din sursele bugetului pentru programul de împădurire 5-7 de milioane de lei, fiindcă plantări fără bani tot nu poți să realizezi, asta e cert. Și respectiv, acum știu că se... Deci, de la începutul anului am început procesul de acumulare a terenurilor și încheiere acordurilor cu autoritățile publice locale pentru a efectua plantările pe aceste terenuri. Informația pe care o aveam o lună în urmă, la momentul actual s-a reușit la 6.000 de hectare să se acumuleze. Acum exact nu vă pot spune cifra cât se va planta din, din aceste hectare, că mult reiese din materialul seditor disponibil la momentul actual și ceea ce avem disponibil din pepinierele care au crescut material seditor în acest an. O parte a fost, știu, din pepinierele care nu au irigare, numai 3 din ele au irigare, dar cele care nu au irigare, materialul seditor a fost afectat în proporție de 30%. E din păcate, din cauza secetei din acest an. La acest capitol noi avem un dialog permanent cu mai mulți parteneri de dezvoltare în vederea de a construi 3 serii mari industriale la nivel național. Asta este obiectivul nostru. Investiția e la 10 milioane de euro undeva, care vor produce cu sistem de irigare și mai departe și vor crește material seditor cu rădăcină protejată, care ne va permite într-adevăr să plantăm mult mai mult. Referitor la autorizația de mediu pentru uzina metalurgică de la Râbnița, ați enumerat câteva abateri, nereguli depistate, dar vreau să ne spuneți o cifră exactă, câte nereguli au fost depistate și care, după opinia dumneavoastră, e cea mai gravă. Deci nu vă pot spune o cifră exactă, că nu le țin minte. Da, sincer. O altă problemă, nu eram pregătită pentru o așa întrebare. O altă problemă raportată de locuitorii din zona industrială este faptul că și uzina de ciment de la Râbnița este o adevărată bombă ecologică. E adevărat. Că ar fi activat chiar și fără filtre. Aveți ceva informații și despre această întreprindere și dacă are sau nu autorizație de mediu aceasta? Deci nu are, cum am spus. În stânga Nistrului, întreprinderile sau agenții economici, în general, funcționează preponderent fără acte permisive și nu doar de mediu. E un lucru care trebuie să-l înțelegem cu toții și să-l recunoaștem, reieșind din situația complicată pe care noi o avem. E adevărat că și uzina, fabrica de ciment este un poluator important. Mai există și fabrica de cărămidă, nu în Râbnița, dar tot pe în stânga Nisului. Mai există câțiva poluatori mari pe care în procesul de dialog pe care îl avem cu stânga Nisului pe platforma bilaterală care este administrată sau dialogul este facilitat de biroul de reintegrare și îl avem acest dialog în mod permanent, periodic. Așa, noi subliniem tot timpul faptul că
toate întreprinderile din stânga Neslui trebuie să se autorizeze. Acum să se autorizeze și să se conformeze. Nu? Că autorizația asta înseamnă, de fapt, un pașaport care confirmă conformitatea ta la anumite rigori care sunt la momentul dat în legislație. Și aceste conformități sau rigori, ele, odată cu, bineînțeles, aderarea la Uniunea Europeană, vor fi mai exigente, ceea ce este un lucru normal. Deci noi acest lucru de fiecare dată îl reiterăm, îl subliniem și noi analizăm opțiunile cum putem să enforce, să le implementăm aceste cerințe ale noastre de autorizare, astfel încât în situația complicată de dialog și de relații complicate pe care o avem cu stânga Nistrului. Mersi. În privința acestor nemulțumiri, vreau să vă întreb dacă totuși sunt justificate sau nu, făcute în această dimineață de către premier, nemulțumirile aduse de către... Ați revenit la întrebare. Justificate, nemulțumirile referitor la... Nemulțumirile cu care a venit în această dimineață Natalia Gavriliță la ședința Guvernului, că nu sunt anumite lucruri făcute așa cum trebuie sau ar aștepta mai mult din anumiți miniștri. Sunt justificate aceste nemulțumiri sau nu? Că, da, vă referiți la mine personal sau la, în general, la toți? Da, da, la dumneavoastră. La mine personal. Că nu este linia verde și site-ul gata? Da, ok. Trebuia să fie pe 1 septembrie, n-au fost gata până acum, acum se lansează, da, este o chestie care trebuia să fie făcută anterior, sunt lucruri care nu neapărat că au depins de noi, dar nu contează, trebuia să fie și nu sunt făcute. Da, și... Mersi. Bun, mersi.